să fac. Sol! Victor, iată un nou test bun, de data asta înfrângere. Bună ziua, este adevărat. Este o înfrângere, dar trebuie să ținem cont că noi eram jucat 90 de minute cu o echipă de prima ligă. Am început și astăzi tot cu aceiași jucători. Este normal să fie o stare de oboseală. Până la urmă, scorul la pauză a fost egal. Am fost nevoit să vedem toți jucătorii pe care îi avem la un joc cu intensitate. S-a terminat 2-1 pentru adversar, dar am avut și noi situații să egalăm. Cred că până la urmă a fost un test util și ce ne interesează cel mai mult să câștigăm la partea de pregătire fizică, să ne facem un joc, pentru că astăzi este primul tur din Cupa României în care noi nu participăm și era important să jucăm și noi pentru a continua un ciclu săptămânal pentru partida de miercuri viitoare în care vom intra și noi în Cupa României. Sunt mulțumit de cum s-au prezentat băieții și ieri și astăzi. Îi felicit pentru efortul depus, pentru că nu este ușor în doar două săptămâni să disputăm atâtea jocuri amicale și cu asemenea adversari. Până la acest moment, cred că suntem în regulă, dăm înainte. Se conturează și lotul? Că mai pot apărea... Lotul în mare parte este conturat. Acum rămâne să conturăm și primul 11. Până la urmă depinde doar de ei. Sper să se convingă că aici este o echipă de tradiție, o echipă care a avut rezultate și trebuie să confirme și în momentul în care joacă să o facă nu bine, ci foarte bine. Obiective îndrăznețe la Fiaș, la fel ca în sezonele precedente, pentru echipa arăta foarte bine și în sezonul precedent, dar și acum. Da, pentru noi pretențiile rămân aceleași. Nu putem să scădem ștafeta, poate doar să o ridicăm.
Cu siguranță au plecat jucători, au venit și alții, nu este ușor să-i închegăm, dar până la urmă eu cred că sunt jucători de valoare și se pot adapta foarte repede la cerințele noastre. Fotbalul este aceeași, limba fotbalului este aceeași, deci în mod normal ar trebui să nu fie probleme, doar de omogenizare. Mulțumesc. De data asta înfrângere, dar ați avut ce învăța. Da, am avut ce învăța, mai ales că veneam după meciul de ieri cu FCU, care a fost destul de obositor, echipă bună, echipă Liga 1. Acum ne-am făcut antrenamentul, a fost două antrenamente bune în două zile și s-a resimțit oboseala în meciul acesta, adică nu cred că contează așa mult rezultatul, mai mult conta antrenamentul și efortul. Ai întâlnit o fostă echipa ta, da. Cred că ai avut așa momente nostalgice. Am avut. Acum nu mai cunosc foarte mulți pentru că au plecat majoritatea de vârsta mea, au rămas copii și, într-adevăr, da, mi-amintesc de perioada aia. Ți-ar plăcea să joci tot pe partea asta, la tragerea seriilor, să picați? Sincer, eu aș vrea să fie aceeași serie de anul trecut cu Deva și pe partea cealaltă. M-am obișnuit acolo, cunosc echipele, cunosc jucătorii și cred că ar fi mai ușor de pe partea aia cu Craiova. Te-ai acomodat la acest ofiliaș? Cum ți se pare? Da, destul de repede. Și colegii și staff-ul m-au ajutat de la început. Mi-a fost destul de ușor, n-a durat. Eu și cunoșteam pe majoritatea dinainte. Mulți eram prieteni din Craiova, au fost coleg de la Craiova, pe restul îi știam de la meciuri. Mi-a fost ușor. Gândurile se duc și spre Cupa României pentru că săptămâna viitoare veți intra în turul 2. Da, normal. E un obiectiv stabil de la început cupa, accederea în etapele superioare. Asta a fost dorința conducerii de la început și sperăm, adică noi am sperat să mergem în grupe dacă s-ar putea, acum rămâne de văzut. Te baftă! Cornel, o victorie, al doilea amical, cum s-au prezentat băieți? E un meci de pregătire, atâta tot. În regulă pentru perioada asta de pregătire, e o perioadă de acumulări. Important e ca ei să poată să facă pasul către prima echipă. Ai răgut și puțin. Trebuie să-i ținem tot timpul în priză, să poată să înțeleagă cam ce trebuie să facă. Andrei Ivan pare că și-a găsit urmași la echipa a doua, iată, ratări incredibile, tot la fel cu poarta goală. Sunt încă copii, sperăm să ei să reușească să concentreze și să dea goluri pentru a fi promovați. Mulți tineri față de anul trecut, nu că înainte n-ar fi fost, dar acum jucători născuți în 2008, iată, în echipa dumneavoastră. Cam asta e scopul nostru aici, să promovăm tinerii. Sunt mulți tineri talentați și cu cât vor trage și se vor pregăti mai bine, cu atât vor progresa și să poată fi o soluție pentru prima echipă.